mută balonul în terenul propriu, își face pașii și adâncime, cum se spune, în care 6 cu echipieri. Centrare deviată de un adversar și este corner. Un nou corner de pe partea dreaptă în direcția de atac a formației din Cochidleanca. Urcă acolo la corner Marian Horhocea, el va fi cel care va executa. Probabil va fi o centrală în careu. Întreabă centrare la colțul scurt. Lufturi. Se încurcă acolo mai mulți jucători și gol. Gol. Gol pentru formația Văința Cochidleanca. Spre bucuria inimoșilor, suporteri prezenți pe marginea terenului. Un gol la o fază fixă, o nesincronizare în apararea formației din Tulucești.